ziua și bine v-am găsit. Aici am un roișor care a rămas fără matcă. Eu roi am făcut pe măci bătrâne pentru a fi schimbată. Și nu știu cum, ea a dispărut. Când am verificat ieri, avea boci trase și larve nu prea mai aveau. Acum am să vă arăt ce se întâmplă când nu au larve. O să vă arăt cam ce se întâmplă. O să scot o ramă. Aceasta este o ramă cu păstură și iată ce se întâmplă. În ultima fază, când albinele nu mai au din ce să-și tragă boci, atunci aici, vedeți, este o botcă începută și dacă o luăm jos, pe fundul ei este păstură. Iată. Acolo era păstură. Deci este ultima... Acolo este păstură. Deci este ultima tentativă a albinei de a-și recupera stupul să nu se piardă. Uite, mai este unul aici. Încă o botcă începută. O să vedeți că este tot păstură. A fost păstură, acum nu mai este nimic. Cam asta se întâmplă când un nucleu sau o familie își cam pierde orice șansă de a se restarta. Eu acum voi aduce o mătcuță și am să-i o dau. Am să-i dau mătcuța și el va fi salvat. Cam atât. Deci, până data viitoare, numai bine.